Hei, dragii mei! Tare mă bucur să vă văd aici pe toți! Poporul din cetatea lui Bucur, câtă frunză, câtă iarbă! Am să vă spun azi povestea celor cinci spirite ale naturii care au făurit acest loc binecuvântat, din vremuri de demult. Mai întâi de toate, dragilor, să știți că aici nu a fost un picior de plai, ci o stâncă searbădă. Țara lui Sfarmă Piatră. Și cel de sus, în mila sa nețărmurită, a prorocit ca peste această stâncă searbădă să vină o sfântă ploaie. Și ploaia s-a transformat în strașnic potop. Iar zvârlugele de lostrițe săgetau apele în lung și în lat. Dar când le era lumea mai dragă și mai dragă, de la miază zi s-a rupt din soare o mândră pasăre, o pasăre măiastră, o pasăre de foc. Codrii vlăsiei s-au întins în toate zările sub ochii atenți ai mumei pădurii. Și într-o poiană din codru, într-un loc ferit, mândrele ele au încins o horă. Și râsetele lor cristaline și ferice au trezit un chipeș luceafăr din somnul lui dulce. Și l-au ademenit pe pământ în mijlocul lor. Și atunci, steaua nordului, geloasă nevoie mare, s-a mâniat de grabă. Și-a transformat elele în mioare și pe luceafăr într-un ciobănaș. Și pentru că bucuria elelor l-a făcut pământean, Bucur i-a rămas numele. Și cetatea sa a rămas București. Și-am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa.